Cum se păstrează și cum este alungat Duhul Sfânt? Ai grijă să nu faci aceste lucruri. Sufletele iubitoare de adevăr și de Dumnezeu, care îl caută neîncetat pe Hristos, nici nu mai au nevoie să fie îndemnate de alții. Ele se simt țintuite de crucea lui Isus și zilnic recunosc pășirea lor înainte, progresul lor duhovnicesc, fără însă a se umple de mândrie fiind flămânde după dreptatea virtuților. Ele primesc iluminarea minții în duh, după cuvântul lui Hristos însuși. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, căci aceia se vor sătura. De fapt, această săturare nu va fi de plină decât după eliberarea de trup. Dumnezeu trimite bogățiile sale în mod gradat, în măsura stăruinței celui ce îi le cere și cu toate darurile primite, aceste suflete nu se cred a fi cineva. Își simt permanent și nimicnicia și josnicia. Nu se încred în sine niciodată, ci din potrivă, de la Domnul așteaptă harul și împlinirea setei lor arzătoare după el. Și cu cât primesc mai mult, cu atât mai neînsemnate se simt și ardă nesățios după mirele ceresc. Duhul Sfânt le aprinde din ce în ce mai tare. Sufletele timide însă, care nu îndrăznesc să-L ceară pe Duhul Sfânt, care se trândăvesc, crezându-se incapabile de așa ceva, care se lasă pradă indiferenței și nu nădăjduiesc în Dumnezeu și în faptul că El poate să le schimbe, să le elibereze de patim. Aceste suflete pierd veșnicia din cauza lipsei lor de străduință. La fel și cele care s-au străduit, dar s-au delăsat. N-au mai perseverat. Au căzut din nou, și căderea din urmă poate fi cu mult mai grea. Au nesocotit harul ceresc, l-au tratat cu neglijență, cu indiferență, și nu au luat-o de la capăt. Când harul de sus ne-a atins, vrem, nu vrem, trebuie să urcăm, să luptăm în continuare. Altfel, suntem pierduți cei care au primit mângâierea Harului și se mulțumesc cu această mângâiere. Cu această plăcere spirituală și se încred în aceasta, trăind fără grijă, curând de tot, vor cădea în mândrie, inima lor nemai fiind zdrobită și gândurile lor nefiind pline de smerenie. Ei se cred ajunși pe o treaptă înaltă a desăvârșirii. Sunt mulțumiți de ei înșiși și fără să-și dea seama, alunecă jos jos de tot, din cauza neatenției și a încrederii prea mare în sine și în puterile lor. Puterea lor înaltă despre ei înșiși îi face să piardă harul ce le s-a dăruit. Hristos Iisus a spus-o doar. Celui ce are îi se va da, iar celui ce n-are și ce îi se pare că are îi se va lua. Celui care îl iubește cu adevărat pe Hristos, chiar dar face mii de fapte bune, tot îi se va părea că n-a făcut nimic încă. Niciodată nu se va lăuda cu faptele sale. Chiar dar posti până s-ar usca. Tot nu va crede că s-a înfrânat. Chiar de va înțelege lucruri tainice și va avea descoperiri cerești, îi se va părea că nimic nu știe încă. Unul ca acesta se topește de dorul după Dumnezeu și nimic altceva nu mai știe. Se află într-o continuă și înfrigurată așteptare, cuprins de dorința arzătoare de a se uni cu Hristos. Așteptarea aceasta este susținută de credința, certă, că va obține până la urmă mântuirea de plină. Scăparea de patim și sfințirea trupului, ca să-l poată primi în pe Duhul Sfânt. Sunt necesare însă încercări multe, grele și neîncetate, pentru a determina un suflet să ajungă în această stare. Este vorba de o maturitate spirituală, ce se câștigă după multă experiență și numai dacă va rezista ispitelor, ce se pregătesc de către răutatea diavolului și nu va cădea, ci le va birui prin răbdare. Numai atunci acest suflet se va învrednici de darurile Sfântului Duh. Sfințenia nu coboară pe pământ decât în aceste vase alese care s-au curățit cu multă străduință și cu muncă istovitoare. Nu este cu putință să atingi sfințenia fără suferință. Prin neascultare Adam a pierdut două lucruri deodată. A pierdut curăția, inocența și a pierdut Moștenirea cerească. Astfel, a rămas ca un ban falsificat, care nu mai are valoare. El nu a pierit cu totul, însă a rămas doar în firea lui trupească. A murit de la fața lui Dumnezeu, a pierdut prezența lui Dumnezeu pe care o avea permanent cu sine, înainte de cădere. Ochiul lui Dumnezeu le vede pe toate, și pe cele rele și pe cele bune. Nu le distruge imediat pe cele rele. Nu pentru că le-ar tolera, ci pentru că nici nu privește la ele. Așa cum în lume există locuri de pierzanie, de desfrânare, pe lângă care cel drept trece, însă, nedulburându-se, că și pentru el sunt moarte. Tot astfel Dumnezeu îi trece cu vederea pe cei răi, în liberul arbitru nu se odihnește în ei pentru că aceștia sunt morți. Pe cel drept, Harul însuși îl învață dacă este cu adevărat ales de Dumnezeu. Unul ca acesta simte în el o prefacere. Continuă, fără însă să se mândrească cu ea. Ci mereu rușinându-se de trecutul lui, se consideră a nu fi nimic, ci numai cenușă și praf. Ca David care spunea, sunt un vierme și nu om, Bat jocura oamenilor și disprețul poporului. Numai această smerenie ne redă moștenirea pierdută de Adam, inima veșnic înfrântă și zdrobită. Toți drepții se cunosc între ei, se simt, chiar dacă harul lucrează diferit în fiecare. Cu toții însă au același duh, aceeași limbă, merg pe același drum îngust, suferă cu toții aceleași prigoniri, aceleași bat jocuri. Cu toții privegesc și lumea nu îi primește. Și dacă Hristos, Dumnezeul nostru, a fost bat jocorit și chinuit, așa cum a fost, toți cei care îl iubesc și îl urmează, trebuie să sufere ca și el, căci sluga nu poate fi mai mare ca stăpânul. Să ne crucificăm cu Domnul cel crucificat, să nu căutăm viața comodă și admirația numai așa vom avea parte de proslăvirea împreună cu cel ce s-a proslăvit. Nu este cu putință să atingi sfințenia fără suferință, fără să mergi pe drumul cel aspru, cel strâmt. Adam era îmbrăcat la început în lumină, prin cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt era hrana trupului său și abia acum, după călcarea poruncii, și-a văzut trupul gol și a simțit rușinea și tot ce a creat Dumnezeu a fost curat. Iar trupurile goale nu sunt ceva spurcat și de rușine, ci numai gândurile noastre poftitoare sunt păcătoase și de rușine. Nu goliciunea este păcat, ci intenția cu care se dezgolește trupul omului. Și lui Adam, deși a căzut, i-a rămas cunoștința asupra ceea ce este bine și rău. Și regretând greșeala făcută, s-a luptat să nu mai păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. De aceea a și fost scos din iad sufletul de către Hristos cel înviat. Noi însă am moștenit cu toții prima lui neascultare, dar și posibilitatea de a repara greșeala. Să căutăm deci să recâștigăm moștenirea pierdută, să avem frică și credință în Dumnezeu, însă fără a-i cerceta intențiile, mintea noastră este prea mică și nu poate cuprinde infinitul. Cel care îl iubește pe Dumnezeu devine un teolog fără să știe și fără să vrea. Pe cetea lui Dumnezeu se va așeza pe cei curați, pe cei care ascultă glasul lui Dumnezeu, care ni s-a făcut nou cunoscut prin Isus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana sufletelor noastre, așa cum a fost lui Moise, care a postit pe munte 40 de zile. Și când s-a întors, nu slăbise deloc, ci era plin de lumină. Acea lumină simboliza focul divin din sufletele dreptilor, ce se va arăta la înviere. Sufletele devin o biserică a lui Dumnezeu, pentru că ele au lăsat totul, ca Maria, sora Martei, și s-au așezat la picioarele Domnului. Celui care iubește, ascultă și stăruiește în dragostea lui Dumnezeu, îi urmărește sufletul și îi trimite puterea ascunsă.